putem spune că am avut un succes. Și mulțumesc domnului Mezar pentru modul în care s-a organizat întâlnirea de anul trecut. Am discutat și atunci și suntem astăzi în etapa de a repeta propozis evenimentul. Ne și gândim la o etapă nouă de evoluție, odată cu începerea anului școlar, în toamnă, să gândim o formă prin care să reușim să aducem cât mai mulți tineri spre sport. Vreau să vă spun că de anul viitor școlar ar trebui ca să avem 4 ore de educație fizică și în ședințele Consiliul Local am și transmis mesajul de un inspector școlar că ar trebui de pe acum să poartă o discuție cu noi, să vedem baze sportive, să vedem cluburi, pentru că aceste ore de sport se pot realiza în cluburile sportive. Și ceea ce facem noi acum este un pas în întâmpinarea realizării propriu-zisă a programelor lor. De aceea sunt bucuros de repetarea evenimentului și, evident, sper să fiți lângă noi și în etapa de promovare, și în etapa de implementare, și apoi și în etapa de succes și derularea evenimentului. În 2012 au fost 65 de expozanți, 35 de ranuri sportive, 3.000 de vizitatori. În anul acesta, ministerul nostru a manifestat un interes mai mic pentru acest eveniment, motiv pentru care, la început, am renunțat la organizarea ediției a doua, dar primăria și, în special, domnul primar, văzând feedback-ul anului 2012, a venit în sprijinul nostru pentru a putea oferi grupurilor și elevilor din Arad această ocazie de a se întâlni cu un scop bine definit, alege sportul. Atât ca activitate sau ca ranură sportivă, adică răspuns la întrebarea ce sport să fac. Evenimentul se desfășoară în acest an, în săptămâna când se face școala altfel, iar Inspectoratul Școlar Județean Arad ne-a dat tot sprijinul ca elevii să aibă aprobare să ajungă la acest eveniment. De-aia este lângă noi domnul Paul Barta, inspector de specialitate.